Bună seara și bine v-am regăsit. În acest episod o să discutăm despre o sursă de alimentare pe care o întâlnim mai la toate sistemele de rezervă pe care vrem să ni le asigurăm atunci când vrem să alimentăm aparatura electronică cu o tensiune corespunzătoare și când vrem să avem, evident, protecție atunci când curentul, rețeaua de curent alternativ cedează. Avem nevoie de o sursă de acest fel. Aceasta este o sursă de alimentare cu baterie de 12V. Este o sursă de alimentare de tip Uninterruptible Power Supply, UPS. Observăm că pe lângă butoanele de pe partea frontală pe care o să le prezentăm imediat, avem acești conectori care ne ține și rețeaua. Bineînțeles că avem și ieșirile de la invertorul sursei de alimentare, pentru că o să vedem imediat, aceste surse de alimentare au și un invertor în interiorul lor. Bineînțeles, butonul de reset pe care îl apăsăm periodic pentru a reiniția setările și o mufă de un conector de alimentare de la rețea, nelipsitul conector de la rețea. Aceasta fiind o sursă de alimentare care e model mai vechi, are această clapetă aici care se apasă pe ea și se scoate bateria pentru a nu mai desface părțile componente ale carcasei și a pătrunde în interiorul ei ca să schimbăm bateria. Au creat acest ecran cu care putem să înlocuim, cu ajutorul căreia putem să înlocuim bateria sursei de alimentare, fără să o mai demontăm. Evident că la acest model de sursă de alimentare observăm aici că avem aceste detalii, caracteristici tehnice. Observăm că sursa de alimentare funcționează la mai multe tensiuni. Avem aici detaliat, în trecut așa se notau foarte detaliat atât tensiunile cât și curenții de ieșire, de alimentare de pe baterie și tipul de baterie și toate detaliile tehnice, toate caracteristicile tehnice în trecut erau notate. La modelele din prezent se întâmplă mai rar așa ceva. Observăm că este o sursă de alimentare, observăm aici 350 de voltamperi, adică aproximativ 250 de W. Sau maxim 250 de W. Observăm aici că ne dă puterea și în W, ne-o scrie aici. Avem o putere de aproximativ 210 W. Și bineînțeles că aceasta are și o tensiune de ieșire care e apropiată de tensiunea rețelei. Rolul unei astfel de surse de alimentare este Rolul principal este ca să ne protejeze aparatele atunci când rețeaua de curent alternativ se întrerupe sau se ia curentul, cum se mai spune. Avem butonul de pornire, ca la orice sursă de alimentare, și o să o și demontăm puțin ca să observăm atât părțile interne, partea electronică, invertorul de tensiune, tipul de baterie utilizat și mai multe detalii care ne pot fi foarte de folos atunci când vrem să utilizăm o asemenea sursă de alimentare și mai ales când vrem să ne o reparăm singuri, bineînțeles. La acest model de sursă de alimentare avem două șuruburi pe care le desfacem în partea din spate a sursei de alimentare. Avem aceste două șuruburi de aici pe care le desfacem și putem să îi dăm capacul jos din partea din spate de aici. Așa, observăm că aici avem placa de rețea, avem conectorii de alimentare de la rețea, observăm aici conectorul de alimentare de la rețea. Atenție să fie deconectată complet de la rețea atunci când demontăm asemenea surse de alimentare, să fie conectată complet de la rețea, adică complet însemnând scoțând toți conectorii de alimentare, atât de la rețea cât și de la ieșire. Avem acest conector de ieșire, o să-l numim și placa de invertor de tensiune, pe care o să o vedem imediat, dând acest perete lateral într-o parte.
se dă complet așa, într-o parte, acest perete, și aici avem, observăm placa de invertor și încărcare de la rețea, are comun pe aceeași placă atât invertorul cât și placa de încărcare de la rețea. Dăm un pic pe pauză ca să o și scoatem de aici, să observăm mai bine. Când se intervine asupra acestor surse de alimentare, bineînțeles o să scoatem conectorul de la baterie de fiecare dată, pentru că poate porni accidental și dacă pornește accidental, tensiunea de ieșire a invertorului de tensiune pe care îl avem pe orice placă de acest fel este una periculoasă, pentru că este una apropiată de tensiunea rețelei, și de aceea vom scoate întotdeauna bateria din circuit când intervenim asupra acestor surse de alimentare. Observăm că bateria are acest conector care se trage într-o direcție opusă aici și se scoate. Și totodată se scoate și aici bornele bateriei. În principal ar fi mai indicat să se scoată bornele baterii. Observăm că bateria este una deosebit de uzată. Deci o să scoatem acești clești de pe baterie. Să dăm aici la lumină ca să observăm. Avem bornele foarte colorate, foarte oxidate, ceea ce înseamnă că bateria este una uzată. Deci din start este uzată această baterie. Dacă nu este prevăzută cu conector în dreptul bateriei, cum este în acest caz, vom, aici este locașul bateriei, vom scoate acești pini de aici, de pe cablajul imprimat, de la alimentarea invertorului. Vom scoate aceste borne, le vom scoate de aici, de pe cablaj. Plusul fiind roșu și minusul negru. Se forțează puțin cu o jurubeniță dacă aceștia, bineînțeles cu mare grijă, ne uităm pe cablaj și dacă aceștia nu ies cu mâna, forțăm puțin cu o jurubeniță lată ca să îi putem scoate. Acești conectori, acești papuci de fapt. După ce am îndepărtat acest locaș al bateriei cu partea de plastic aferentă, îndepărtăm și observăm că avem evident partea frontală, aici unde avem placa pe care avem butoanele și LED-urile de pe partea frontală, și avem transformatorul de reglare a tensiunii și de la invertor. În principal, acest transformator transformă din 12 volți cât are această baterie pe care o are această sursă de alimentare de tip UPS, transformă tensiunea de 12 volți a bateriei în 220 de volți curent alternativ cu ajutorul invertorului, invertorul fiind conectat la acest transformator de ieșire care la rândul lui este conectat la acest conector care l-am văzut mai devreme, aceste prize unde vom conecta consumatorii. Aceste prize, bineînțeles, pot fi înlocuite după preferință cu unele de tip suco, de acelea normale, și putem alimenta consumatorii. Ca la priză, avem aici placa de UPS și pe aceasta o să prezentăm în principal componentele care stau la baza funcționării acestea. Nu o să intrăm în detalii prea avansate, pentru că dacă intrăm în detalii prea avansate, fiecare sursă de alimentare este diferențiată de modul constructiv, tipurile de componente electronice uzate și așa, utilizate și așa mai departe. Observăm că avem aceste circuite integrate de comandă și control pe care le avem pe partea frontală și cu ajutorul cărora dăm pulsurile de comandă pe acest buton pe care îl avem pe partea frontală. L-am văzut mai devreme. Acest buton
are mai multe funcții, are și funcția de pornit, are și funcția de oprit, are și funcția de trecere și trecere și comutare de pe invertor pe rețea, deci are mai multe funcții. Aceste funcții sunt datorate unor circuite integrate specializate, cum sunt acestea de aici, de pe partea frontală, adică partea laterală a plăcii, unde e conectată aici prin intermediul acestei panglici de conexiuni la partea frontală. Avem beeperul, deci dacă am auzit la toate sursele de alimentare, observăm acea alarmă a bateriei de nivel scăzut sau pornirea invertorului și așa mai departe, este asigurată de acest difuzor, se numește și beeper. Bineînțeles, avem circuitul de comandă, avem invertorul de tensiune propriu zis, este realizat cu acest circuit integrat, este conectat la aceste tranzistoare finale de tip MOSFET. Sunt cam ruginite ele pentru că a curs bateria în această sursă de alimentare, asta este și rolul ca să o reparăm. Ce se întâmplă? Aceste tranzistoare de putere sunt conectate, observăm, pe radiatorul de, pe radiatoare de răcire separate pentru că au polarități diferite și în general aceste tranzistoare, să le dăm aici aproape ca să le observăm așa mai detaliat, aceste tranzistoare sunt de tip MOSFET sau cu poartă izolată și sunt comandate de un circuit de comandă cu tranzistoare de putere mai mici, cum sunt acestea de lângă ele, și toată comanda impulsurilor din oscilator este amplificată practic cu aceste tranzistoare prefinale și ulterior cu aceste tranzistoare finale se alimentează acest transformator cu ajutorul unor pulsuri de tip dreptunghiular, pentru că este un invertor cu undă modificată, adică o undă cu undă dreptunghiulară. Ce se întâmplă? Acest transformator transformă din acele pulsuri dreptunghiulare pe care le dă microprocesorul, când acest microprocesor are un oscilator care ne dă acele pulsuri, sunt amplificate cu tranzistoare de mică putere, le observăm pe aici. Aceste tranzistoare atacă, în ghilimele atacă, injectează un semnal la aceste tranzistoare prefinale și avem tranzistoarele finale care au puteri mai mari, deci practic acestea au, pot ține un curent mai mare atunci când sunt, când oscilează pe acea frecvență de 50 de Hz. Practic la un curent foarte mare se dă niște pulsuri dreptunghiulare pe înfășurări separate față de o mediană. Practic față de mediana fiind comună alimentări cu energie electrică, practic borna plus sau borna minus la unele modele. Ce se întâmplă? Acest transformator transformă acele pulsuri de curent mare și tensiune mică în tensiune înaltă, având o înfășurare secundară cu un număr de spire mult mai mare, acesta reușește să debiteze la ieșire pe o singură înfășurare tensiunea rețelei, adică să simuleze tensiunea rețelei, pentru că acesta, după cum spuneam, este un invertor cu undă modificată și nu are unda, practic unda curentului alternativ produs nu este asemănătoare cu a rețelei pentru că este o undă dreptunghiulară. Ce se întâmplă? Avem alimentarea cu energie electrică de la rețea. Rețeaua de curent alternativ este conectată prin intermediul acestor fire, prin acel conector pe care l-am văzut, pe care băgăm mufa de alimentare aici. Acel conector are două fire plus împământarea. Acele două fire trec prin acest transformator, care e un filtru de rețea și un condensator de filtrare. Bineînțeles, înainte avem și siguranța fuzibilă, avem o puntere de soare care ne transformă curentul alternativ în rețea, a rețelei în curent continuu și avem o tensiune înaltă de peste 250 sau chiar 280 de volți sau chiar 320 de volți curent continuu care ulterior este coborâtă cu ajutorul unui transformator separat. Observăm aici că avem un transformator separat și acest transformator separat are la ieșirea lui o serie de redresoare
sau cel puțin unul dintre redresoarele pe care le are, are rolul de a încărca prin aceste borne comune invertorului, de a încărca în același timp bateria, deci practic când avem conectat aici rețeaua de curent alternativ, tot transformatorul acesta de care spuneam, de la tensiunea rețelei și până în curent continuu la 12V, unde se încarcă bateria, are rolul de încărcare în permanență a bateriei atunci când invertorul nu funcționează. Ei, când funcționează invertorul, acest sistem se deconectează automat. Avem un, observăm aici un sistem, să dăm aici mai aproape, avem și un sistem comparator de tensiune. În momentul în care avem, ne vine tensiune de la rețea, acest releu este comandat cu un circuit de comandă realizat cu un circuit integrat specializat. Să vedem pe aici pe unde e. Se pare că este, da, este pe aici pe undeva. Avem un circuit integrat care în momentul în care primim tensiune de la rețea, invertorul se oprește și încarcă bateria. Ulterior, când dispare tensiunea de la rețea prin acest conector, în momentul în care dispare tensiunea, dispare și curent, prezența tensiunii de încărcare aici și sursa de alimentare trece automat pe invertor. Ce vorba de un microprocesor pe care îl avem pe aici. În general nu mai intrăm în detalii, oricum s-ar putea să fie ori acesta. Dacă ne orientăm după o serie pe care o are notată. În orice caz, deci acel circuit poate fi realizat și cu tranzistoare, pot fi, practic nu mai urmărim aici traseele, dar pot fi realizate cu un simplu tranzistor, acel circuit de comutare automată pe invertor atunci când nu avem prezență tensiune rețea. Deci practic în principiu cam asta este funcționarea unei surse de alimentare de acest fel. Rolul acestor surse de alimentare este unul foarte bine definit, să alimentăm consumatorii cu energie electrică, în special consumatorii care au parte electronică, cum sunt calculatoarele, centralele termice, mai rar, sau dispozitive încărcătoare, tot felul de aparate care conțin parte electronică, în principal, pentru că acesta este un invertor. În general, aceste surse de alimentare sunt de tip UPS, adică interruptible power supply, prescurtat UPS. Sunt surse de alimentare care doar ne asigură energia electrică atunci când nu avem prezență tensiune pe rețea. Și practic când se ia curentul, când avem o tensiune de rețea mai mică sau când avem avarii la o tensiune de rețea sau fluctuații, adică urcări, coborâri bruște a tensiunii de rețea, este foarte utilă o asemenea sursă de alimentare pentru a ne proteja aparatele electrice de șocuri de tensiune, supracurent, suprasarcini și o funcționare cât mai bună în limite normale, pentru că aceste invertoare de tensiune cu care sunt echipate aceste surse UPS au o tensiune mai mică decât tensiunea rețelei, pentru a proteja și a echilibra corespunzător. Este și o tensiune constantă de regulă și are rolul de a ne alimenta consumatorii cu tensiune cât mai constantă, cât mai uniformă, și prin aceasta înțelegem o funcționalitate a aparatelor electrice mult mai bună decât în cazul rețelei electrice, care poate avea fluctuații mult mai mari sau pe perioade lungi de timp. Mi s-a întâmplat chiar și la unii dintre noi să măsurăm cu multimetrul tensiunea de rețea, să măsurăm cu voltmetru și să vedem că avem o tensiune de rețea mai mare decât cea care este în mod normal, adică 240V sau 250V maxim absolut. Și chiar acesta este rolul acestor surse de alimentare, de a ne proteja aparatele electrice atunci când avem o tensiune de rețea mare sau când tensiunea de rețea fluctuează, de exemplu dacă sudează vecinul, să zicem așa.
practic pot apărea supratensiuni de la un aparat de sudură care poate fi pe aceeași fază pe care suntem conectați la rețeaua electrică de curent alternativ și atunci avem nevoie de aceste surse de alimentare pentru a proteja aparatele electrice. Bun, sper că a fost de folos acest material video. Ne revedem în episoadele următoare să discutăm lucruri cât mai interesante și utile despre electrotehnică electronică, surse de energie și multe altele, automatizări și lucruri cât mai utile și cât mai interesante despre tehnică și nu numai. Seară faină, numai bine, spor în continuare. În episoadele următoare o să discutăm despre cum ne dăm seama sau cum detectăm sau cum verificăm mai corect o baterie uzată, cum este aceasta. Din stânga este o baterie uzată, aceasta din dreapta este o baterie bună, nouă. Există modalități prin care putem verifica o baterie dacă este uzuală, dacă poate fi utilizată și dacă nu poate fi utilizată, pentru că o baterie utilizată, o baterie uzată utilizată într-un circuit poate dăuna unui circuit electric și mai ales unui circuit electronic. Și o să vă prezint cel puțin 3 metode simple sau deosebit de simple, mai bine spus, prin care putem verifica bateriile fără să le mai cercetăm, să le mai testăm în timp. Există modalități prin care le putem verifica foarte simplu acele baterii și orice fel de baterii. Aici este vorba de baterii de 7 amperi pe oră, adică 7 amperi timp de o oră la tensiunea de 12 volți. Aceste baterii pot debita puteri până la 70 sau 80 sau chiar 100 de wați pe oră. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Sper că a fost destul de interesant episodul. Seară faină, numai bine și spor la tot ce vreți să realizați.